numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Iubiți credincioși, în această a doua duminică din timpul de peste an, suntem convocați să participăm la Sfânta Liturghie de Cel pe care Ioan Botezătorul îl prezintă ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Aceasta este dorința noastră, acesta este scopul participării la Sfânta Liturghie pentru a-i aduce laudă și închinare mielului care ridică păcatele lumii. Și ca să putem participa cu vrednicie, să recunoaștem acum păcatele, greșelile noastre, să-i cerem iertare lui Dumnezeu și să ne dispunem sufletește pentru a-i aduce lauda și adorația noastră. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul și o fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a Lui Dumnezeu Tatăle. Amin. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care stăpânești toate câte sunt pe pământ și în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului Tău și dăruiește timpurilor noastre pacea Ta, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a spus, Tu ești slujitorul meu, Israel, în Tine mă voi glorifica. Acum așa vorbește Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei, ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob și să-l adun pe Israel. De aceea am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice, este puțin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduci înapoi pe cei rămași ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fii mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Iată vin, Doamne, ca să fac voința Ta. Iată vin, Doamne, ca să fac voința Ta. Cu dor l-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Iată vin, Doamne,
jertfă și ofrandă Tu nu dorești, Tu mi-ai deschis urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată, vin. Iată, vin, Doamne, să fac voința Ta. În sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voința Ta. Dumnezeul meu, acesta o doresc, legea Ta este în adâncul inimii mele. Vestesc dreptatea Ta în adunarea cea mare, nu-mi deschizi buzele, Tu știi lucrul acesta, Doamne. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Eu, Paul, chemat să fie apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și fratele Sostene, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, împreună cu toți cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Celor care l-au primit le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis: Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care am spus: După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar am venit să botez cu apă, ca prin aceasta el să fie făcut cunoscut lui Israel.
Ioan a dat mărturie spunând: Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer și a rămas deasupra lui. Eu nu-l cunoșteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând și rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt. Eu am văzut și am dat mărturie: Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Ne-am adunat împreună, dragi credincioși, în această zi de duminică pentru a-i aduce laudă lui Dumnezeu și pentru a-i mulțumi pentru toate binefacerile pe care ni le-a acordat în această săptămână. După cum putem vedea, biserica arată într-un mod diferit față de cum arăta acum o săptămână. Ieslea și brazii au fost scoși, am schimbat această culoare a veșmintelor, am trecut de la culoarea albă sau aurie la culoarea verde, am trecut de la timpul Crăciunului la ceea ce biserica numește timpul de peste an și vom rămâne în acest timp mai puțin de 2 luni până la Miercurea Cenușii, atunci când vom începe timpul postului mare. Ce este special în acest timp? Pentru că știm că de Crăciun sărbătorim nașterea Domnului, de Paște sărbătorim învierea Domnului. Care este specificul acestui timp? Pe toată durata acestuia, Biserica ne invită să creștem în harul pe care l-am primit la botez. Ne invită să conștientizăm mai bine rolul și misiunea noastră de creștini. Chiar Evanghelia propusă în această zi face referință la botezul lui Iisus, la începutul misiunii sale publice, la începutul misiunii sale de răscumpărare. În Evanghelia din această zi am auzit cum Ioan Botezătorul îl indică pe Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan folosește o imagine foarte bogată în semnificație. Multe țări obișnuiesc să-și reprezinte țara lor prin figura unui animal. Rusia este prezentată printr-un urs, China de un dragon. Noi avem vulturul, care ține în gheare o spadă și un sceptru, iar în cioc ține o cruce. Acestea sunt simboluri care să indice forța, puterea. Imaginea folosită pentru Iisus este aceea de miel. Mielul este un animal blând, blajin, care nu inspiră frică sau teamă. Ioan vrea să evoce prin figura mielului istoria ieșirii poporului ales din țara sclaviei. El amintește de mielul care trebuia sacrificat în seara de Paște, și amintește de sângele cu care trebuiau să ungă ușorii ușii, pentru ca îngerul morții să nu-i ucidă pe copiii evreilor. O altă imagine prezentă în Vechiul Testament care face referință la figura mielului este aceea din Psalmul 53, a slujitorului suferind. Ca un miel a fost dus la înjunghiere, și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. El era străpuns pentru nelegiuirile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Mielul, deși este o creatură firavă, este aleasă de Dumnezeu pentru a reprezenta puterea. Această imagine este atât de importantă încât o recităm în fiecare duminică la Gloria, iar la fiecare sfântă liturghie o recităm chiar înainte să ne împărtășim la Mielul lui Dumnezeu, cântarea Agnus Dei, și atunci când preotul ridică ostia.
Aceste cuvinte ale lui Ioan răsună ca un ecou în inimile noastre. Mielul lui Dumnezeu care ia asupra ta păcatele noastre. Cum poate un miel, o ființă firavă, slabă, să ia asupra sa povara păcatelor întregii lumi? La evrei, în tradiția rabinică, există o povestire. Se spune că odată mielul s-a dus la Dumnezeu și i-a spus: Stăpâne, ai fost nedrept cu mine. Nu mi-ai dat nicio armă cu care să mă apăr de atâția dușmani pe care îi am. Nu mi-ai dat coarne precum ale cerbului, nu mi-ai dat nici colț precum cei ai mistrețului, nici gheare precum pisicii, nici forță precum elefantului, nici țepe asemenea ariciului și nici fugă asemenea iepurelui. Ai uitat să-mi dai și mie o armă cu care să mă apăr. Dumnezeu i-a oferit să probeze pe rând coarnele, colții, țepii, ghearele și niciuna dintre aceste arme nu îi se potrivea. Atunci el i-a spus mielului: Uite, îți voi da o armă cu care să poți să rezista tuturor agresiunilor. Îți voi da răbdarea. Morala povestirii este extrem de importantă. În lupta cu răul, Dumnezeu nu se folosește de forță, de putere. Este lupta virtuții, a jertfei fiecăruia dintre noi. Aceasta îngenunchează chiar și puterea. Iisus și mielul. Cum poate un miel să poarte păcatele omenirii? Ce șanse are un miel în fața unui lup? Aparent, niciuna. Ce șanse poate să aibă cineva născut în sărăcie, în fața lui Irod, în fața lui Pilat, a puterii romane, a mai marilor puteri ale acelor timpuri? Ce șanse poți să ai tu ca să-ți duci o viață de credință în mijlocul unei lumi murdare? Merită să rabzi nedreptatea, jignirea, răutatea? Merită să cauți să fii cinstit, corect, bun? Să iei din timpul și din bunurile tale pentru a face bine celorlalți? Să lupți pentru valorile cerului într-o societate care nu încurajează, care nu te încurajează pentru aceasta? Auzim de multe ori expresiile: a avut noroc în căsnicie, a dat de o fată bună sau de un băiat de treabă. Cei care spun asta nu știu că nu există noroc. Nu știu că o căsătorie fericită presupune multă jertfă, călcare pe inimă, renunțare la sine. Iar aceasta este valabil în toate domeniile. Cum am amintit la început, botezul ne invită să conștientizăm rolul și misiunea pe care noi le-am primit. Ca membri ai bisericii, am primit și daruri sau carisme pe care să le exercităm în această lume. Care este contribuția noastră în această lume? Pentru că de multe ori ne adresăm lui Dumnezeu: Doamne, de ce nu acționezi? De ce nu intervii în această lume, în problemele, în dezastrele de care avem parte în aceste zile? De ce nu oprești războaiele, conflictele? De ce nu aduci pacea? Preacucernice Părinte Paroh, stimați preoți, dragi credincioși, trebuie să transformăm această cerere a noastră într-o invitație la misiune pentru noi. Prin botez, noi am devenit membre ale trupului lui Hristos. Cum acționează Hristos dacă nu prin membrele sale, adică prin noi? Prin urmare, rugăciunea corectă ar fi următoarea: Doamne, cum pot eu
ca preot, ca și credincios, cum pot eu să devin eficace în biserica ta? Odată cu botezul primit, Iisus și-a început viața sa publică. Prin puterea Duhului Sfânt și-a început misiunea de răscumpărare a oamenilor. Să-L rugăm și noi pe Tatăl Ceresc să ne amintească de misiunea pe care am primit-o odată cu botezul nostru și să-L implorăm pe Duhul Sfânt să ne ajute în exercitarea carismelor pe care le-am primit pentru a reuși prin răbdare să creștem treptat în harul pe care l-am primit la botez. Ca membre vii ale Bisericii lui Hristos, să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta Tatălui și va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Să-i mulțumim Tatălui că ni l-a dăruit pe Iisus ca model de viață solidară pentru noi și să-i cerem curajul angajării creștine în familie și în societate. Să ne rugăm spunând, Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să amintească lumii că numai Hristos ne poate aduce pe deplin eliberarea de păcate, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Pentru ca predicatorii și profesorii de religie, asemenea lui Ioan Botezătorul, să arate oamenilor pe Hristos Mântuitorul, care ne eliberează de egoism și ne deschide spre iubirea lui Dumnezeu, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Pentru ca toți guvernanții să urmărească numai ceea ce este drept, știind că vor trebui să dea cont hotărârilor lor în fața lui Dumnezeu, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Pentru ca acei creștini care sunt în stare de păcat să devină docili față de cuvântul divin și să experimenteze milostivirea lui Dumnezeu, precum și primirea cordială din partea bisericii, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Pentru ca bucuria de a fi frați și fii ai lui Dumnezeu să ne sugereze totdeauna un comportament bazat pe credință, speranță și iubire, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău. Pentru ca toți cei care au adormit în Domnul să aibă parte de milostivirea divină și să fie primiți în rândul fericiților din cer, să ne rugăm. Mielul lui Dumnezeu, mântuiește-ne de cel rău.
Dumnezeule, Tatăl nostru, noi am fost reînnoiți prin jertfa de pe cruce a Fiului Tău, mielul fără pată. Ajută-ne să înțelegem slăbiciunea noastră și fă-ne tare în angajarea în bine. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din inimile tale, să-i laudă și mărirează Dumnezeu Său, spre folosul nostru și a întregii sale biserici. Tăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind din morți ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, fără încetare. Thank you.
sana in excelsis, o sana in excelsis. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință, să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, o vesti și învierea Ta o mărturisi. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt
să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Fiind în comuniune cu toți credincioșii, să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm! Revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul Tău de iubire, pentru ca hrăniți din unica pâine cerească, să fim o singură inimă și un singur suflet în slujirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnule să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vredniște făgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocărmăiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să luați puțin loc pentru câteva anunțuri. Iubiți credincioși, suntem chemați în această săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor să ne unim cu toți cei de bună voință și să implorăm de la Tatăl Ceresc unitatea atât de mult dorită de Mântuitorul. Gazdele rugăciunii de astăzi sunt fiicele Sfintei Maria a Divinei Providențe, surorile de la Plopii fără soț. Programul săptămânii poate fi consultat la afișiere. Anticipăm deja anunțul referitor la încheierea acestei săptămâni de rugăciune pentru unitate, care va fi sâmbătă, 25 ianuarie, aici, în catedrala noastră, la ora 17. Continuăm sfințirea caselor și binecuvântarea familiilor după programul stabilit. Suntem în ultima săptămână și ne-am bucurat să-i putem vizita pe toți cei care au mai rămas. În cazul în care cineva și-a schimbat adresa, este rugat să ne anunțe la oficiul parohial. Duminica viitoare, 26 ianuarie, în toate diecezele din țară, la sfârșitul Sfintelor Liturghii, se va organiza o colectă specială pentru Radio Maria. Prin această colectă se dorește sprijinirea construirii unui sediu propriu
și extinderea ariei de recepție a semnalului radio. Mulțumiri anticipate tuturor celor care veți simți că puteți face un gest de generozitate și să sprijiniți printr-o contribuție a dumneavoastră acest proiect. Dați-mi voie să mulțumesc în numele dumneavoastră părinților concelebranți de la această Sfântă Liturghie și într-un mod cu totul special părintelui celebrant principal, părintele Egidiu Condac, care săptămâna aceasta a fost numit vicar general. Mă gândeam așa cum să explic această funcție a Sfinției sale. Știți, Sfântul Părinte este vicarul lui Hristos, păstrând proporțiile. Părintele este vicarul episcopului nostru, Iosif Păuleț, vicar general. Sau, iarăși, păstrând proporțiile, comparând cu un alt domeniu, ar fi primul ministru, iar episcopul ar fi președintele. Oricare dintre aceste comparații le-am luat în seamă, e vorba de o slujire pe care părintele o are de acum înainte în dieceză, în colaborare directă cu episcopul nostru. Este funcția pe care înalt preasfințitul Aurel Percă a avut-o înainte de a primi această nouă slujire în arhidieceza de București. Îl felicităm pe părintele și îi dorim mult har de la Domnul și mult succes în această slujire nobilă de colaborare directă cu episcopul diecezei noastre, Iosif Păuleț, în păstorirea celor încredințați. Vă doresc să aveți o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată în continuare. Poftă mare și ca să îl cităm pe Sfântul Părinte, nu uitați să vă rugați pentru noi. Lăudați să fie Iisus Hristos!